domnul viceprim-ministrului pentru Securitate Națională, ministrul Afacerilor Interne, numărul 2 Roman, 3765, din 31 august 2015. În conformitate cu prevederile articolului 68 din legea numărul 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare și ale ordinului ministrului numărul 600/2005 pentru aprobarea competențelor de gestiune a resurselor umane ale ministrului Afacerilor Interne, secretarilor de stat, secretarilor general și șefilor comandanților unităților NAI, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul articolului 7, alineat 5, în ordonanța de urgență a Guvernului, numărul 30/2007, privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată prin legea 15/2008, cu modificările și completările ulterioare, plutonierului ajutant Fritis Gheorghe Marius Daniel, care și-a sacrificat viața săvârșind acte de devotament excepțional în timpul îndeplinirii datoririlor de serviciu, îi se acordă post-mortem gradul de sublocotenent. Semnează viceprim-ministru pentru Securitate Națională, ministrul Afacerilor Interne, Gabriel Cobrea. Ministrul Afacerilor Interne, Gabriel Cobrea, la funerarele subluptenentului post-morte, Fritis Marius Daniel, îndurată familie Dacilor. La nici două săptămâni de când am condus pe ultimul drum cu un camarad polițist, astăzi trăim un alt moment greu pentru pompierii români, pentru camarazii și familia subluptenentului post-morte, Fritis Marius Daniel. A fost mai bine de 9 ani un exemplu de devotament și profesionalism pentru toți colegii lui și știu că pompierii din detașamentul pe care îl conducea erau mândri că aveau un master de economie. Am pierdut astăzi un om curajos, un om dedicat muncii de salvator, am pierdut astăzi un erou. Că viceprim-ministru pentru Securitate Națională și ministrul Afacerilor Interne, transmit întreg respectul și aprecierea mea pentru camaradul nostru, care a dovedit pasiune pentru această meserie atât de distantă și mi-a exprimat profundul regret pentru tragicul moment prin care trec familia, apropiații și camarazii săi comune. În memoria sacrificiului și devotamentului colegului nostru, am semnat ordinul de trecere în corpul ofițerilor și am aprobat pe subunitatea Constanța Oraș să poartă numele detașamentul de pompier, subordonent, post-mortem, Fritis Marius Daniel. Pentru soția sa Elisabeth și fiul său Andrei Sebastian, nimic nu poate alina pierderea suferită. Dar știu că prin spiritul de solidaritate și camaraderie care îi caracterizează pe pompier, aceștia vor fi mereu alături. Aveți sprijinul nostru al celor din Ministerul Afacerilor Interne pentru că în sistemul de securitate națională noi nu lăsăm pe nimeni în urmă. Dumnezeu să odihnească în pace pe camaradul nostru. Deci,